toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. Vă așteptăm pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Suntem în direct cu imagini în studio. Începe dublu sau nimic. Concursul se poate lăsa astăzi cu 100 de euro ca premiu. Știți bine, avem până la 800 de euro. Dar și foarte important, cu un curcan de 15 kg oferit de Peneș. Curcan românesc de calitate. Iar acum, hai să jucăm împreună dublu sau nimic. Să știți că astăzi, în premieră la concursul nostru, avem și un curcan, dar și un cocoș. Daniel Cocoș, din București. Bună dimineața, ești în direct, Daniel. Salut, Daniel. Bună dimineața. Salut. Să știi că nu s-a mai pomenit, e o premieră, exact cum spuneam și mai devreme. Totul are un început. Foarte bine. Da. Cum ar sta unui cocoș cu un curcan de 15 kg? Nu știu, vedem. Vedeți, da, vedem. Nu, asta e garantat. Asta e garantat, sigur că da. Orice îi face, curcanul ai. Da, acum okay. Să vedem dacă iei și 800 de euro sub aripă. Da, stai relaxat, pe partea de curcan stai relaxat, ca să zic așa. Ce faci, Daniel? Cu ce te ocupi în general? Administrativ, la o multinațională, achiziții, acum stă mașina. Deci faci bani? Da. Pentru multinațională? Pentru multinațională și pentru el. În București? Da. Pe unde te afli cu mașina? Acum pe TN1 am oprit. Aha. Ca să pot să vorbesc. Bine. Tu vii dinspre provincie, ca să zic așa, spre oraș? Nu, dinspre oraș, pe partea cealaltă e jale. Aha. E jale pe toate părțile. Vezi, că azi încep și facultățile. La intrare e nenorocire, mai ales la ora asta e dezastru. E rău de tot. Trebuie să vezi ce o să fie de azi încolo. Linii ferate, domnule, interorășenești, da. Trebuie făcut metrou, trebuie construit, investit, trebuie făcută infrastructură în această țară. Bine, lasă că o să se facă. N-am nicio îndoială. Mă rog, hai că noi îl ținem acum, noi, Caterinca, dar îl ținem pe Daniel. Din drum. Din drum spre serviciu. Daniel, ești pregătit să începem? Da, da. Bine, hai să-i dăm drumul atunci. Multă baftă. Mulțumesc. Fie. Hai cu entuziasm un pic. Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Cum să-i ceri omului entuziasm când e în trafic în București? Da, da, 100 de euro luni dimineața din prima în 6 secunde. Eu dacă aș câștiga concursul, aș lăsa mașina acolo și aș pleca pe jos. Ia să vedem, hai! Daniel, prima întrebare de astăzi pentru 100 de euro este: câte silabe are cuvântul cui? Una singură. Te rog frumos, te uiți la cameră, suntem live pe Facebook. Uită-te la cameră și mai spune o dată cui. Cui. Nu că ai spus-o altfel. Cui. Cui. Da. Micul diavol din acest concurs ar fi sperat ca cineva să răspundă două silabe. Cum să fi făcut? Am fi văzut. A mai existat un caz. S-a mai văzut. Da, da. Dar de data asta, răspunsul Daniel, e corect, da. Nu l-am încurcat. Daniel, ce face? A dormit? Și suta a încasat. Nu, vă aștept a doua întrebare. A doua întrebare. Da. A luat sutica și acum așteaptă... Deci mergi mai departe. Da, da, da. Okay. Bine, domnule, hai să vedem. 200 de euro. Bun. Pentru 200 de euro, Daniel, da, mă auzi, da? Da, da, acum. Stai, bre, că-i cu suspans, cu alea, ce știi tu? Ce țară europeană are acronimul NL, Nicu Lucian, NL? Olanda, țările de jos. Mamă, știe tot. Bine. Și Luca vine cu întrebări de astea. De unde luăm întrebările? E închiriat azi. De la Dănuț, de la Galați. Colaboratorul meu. Dănuț ți-a dat. Băi, Dănuț, dar chiar așa... Asta cu acronimul de-aia lui. Asta Nicu Lucian de la tine. Asta Nicu Lucian mea. Daniel, ai 200 de euro și șansa să dublezi la 400. Merge mai departe. Bravo, domnule. Bravo, Daniel. Așa te vreau. Următoarea întrebare de la cine e? Următoarea întrebare... Nu știu dacă e tot de la Dănuț. Cred că e de la Dănuț. Ești total nepregătit. Hai să vedem.
Dănuț a trimis 400 de euro. Foarte multe întrebări. Sunt câțiva oameni pasionați de concursul ăsta care mai trimit întrebări. Dănuț e numărul 1, e șeful lor. A trimis zeci de întrebări în ultima perioadă. Iar asta cred că e tot de la el. Daniel, pentru 400 de euro trebuie să ne spui în ce județ se află Salina Pride. Brașov. Să faci o brânzică bună la Salina Pride. N-am făcut și noi emisiune de acolo. Am avut emisie de acolo, din Salină. O brânzică. Mamă, ce ne-am plăcut. Maturată în vin. Și se mai face ceva. Se fac niște șnițele bune. Când am mers atunci la protocol, aveau șnițele. Eu nu mai puteam. Nu mai știu. Da, da. Șlițele. Da. Mamă, ce brânzică bună. Ia să mai iau. Dar, ia zi, Luca, ce voi să zici? Ce să zic? Că îmi pare rău, Daniel, dar... Nu e, da. Nu. Nu e. Care e răspunsul? Harghita. Harghita, dar cine ar fi crezut? Și eu aș fi zis tot Brașov, dacă așa la repezeală. Da. Da, asta e. În oarecare vecinătate. Da. Nu-i nimic, Daniel. Ai un curcan și numele de cocoș pe care îl duci mai departe. Okay. Eu zic că nu e puțin lucru. Restul banilor rămân la noi, da? Și poate altă dată, dacă te mai înscrii, dacă am înțeles. Mare noroc. Mai intri o dată în concurs repede, dacă nu, cine știe. Ați ascultat Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio care va aduce garantat un premiu cu greutate, un curcan de 15 kg de la Peneș, curcan românesc de calitate. Verificați originea pe etichetă, alegeți Peneș, alegeți Europa FM, alegeți să fiți ascultători câștigători. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.